Începând de duminică, 12 mai, ora 11, se te reia călătoriile cu tramvaiul turistic. Tramvaiul turistic va circula pe traseul liniei 6 pentru ca cetățenii se poată admira frumusețile arhitecturale pe care Timișoara le etalează cu mândrie în toate cartierele sale istorice. Punctul de plecare și sosire al tramvaiului este Piața Libertății. Călătorii vor putea admira arhitectura impresionată a clădirilor istorice, parcurile și grădinile încântătoare ale Timișoarei. Costul călătoriei pentru adulți este de 15 lei, 5 lei pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani. Copiii sub 7 ani Călătoresc gratuit. Cursele vor avea loc din oră în oră, cu condiția construirii unui grup de minim 5 călători per cursă. Ultima cursă va avea plecarea la ora 18.